Salut internet! Cu toate că în multe domenii nu prea se vede, iată că suntem în anul 2020. Bine, în unele orașe încă mai merg autobuzele din anii 70, în alte orașe încă se votează primarii din anii 80, iar școala românească încă e prinsă în anii 90. 1890. Și m-am decis să fac clipul ăsta pentru că efectiv mă enervează școala. Poate unii dintre voi o să ziceți, hei Andrei, dar de ce te enervează școala? Ai 30 de ani, nu mai bine ar trebui să te enerveze că-ți cade părul? Bine că sunteți voi deștepți și pletoși, ce să vă zic. Nu, mă enervează școala pentru că nu-i pregătește pe elevi pentru nimic. Adică îi pregătește doar să ia examene, dar pentru viața adevărată, nu prea. Școala din România, știi cum e? E ca și cum te-ai antrenat 12 ani la biliard, ca după aia să intri în campionatul de golf. Da, teoretic, ambele sunt despre băgatul mingilor în găuri, dar practic n-au nicio treabă una cu alta. Son of a bitch, Paul, why didn't you just go home? Viața nu mai e cum era acum 100 de ani. Lucrurile s-au mai schimbat, lifestyle-ul nu mai e același. Iar problema e că școala nu ține deloc pasul cu ce se întâmplă în realitate. Poate că părinții tăi învățau pe vremuri la școală tot ce aveau nevoie pentru a se descurca în viață. Că poate atunci te descurcai cu brio doar dacă știai să calculezi volumul sferei, dacă știai puțină franceză și știai să arăți Paraguayul pe hartă. Dar acum nu mai merge așa. Pentru că ai pe telefon calculator, ai Google, ai Google Maps și Google Translate. Le rezolvi pe toate foarte repede. Și nu mai merge așa, pentru că sunt multe lucruri pe care ar trebui să le învățați în școală, dar nu vi le spune nimeni. Și deci, trăind în secolul 21, mi se pare că e nevoie de niște ajustări ale materiilor pentru a prinde pasul cu vremurile în care trăim. Sincer, unele dintre ele mi-ar fi plăcut să le studiez și eu în școală. Așa că hai să vedem 6 materii care trebuie introduse de urgență în sistemul de învățământ. În liceu se face economie și e o materie extrem de utilă dacă vrei să dai la ASE. Dar e total inutilă dacă tu chiar vrei să înveți ceva despre economie. Educația financiară n-ar trebui să fie despre ce ai profit marginal, consumator rațional sau alte povești de genul ăsta. Nu frate, copiii trebuie să înțeleagă niște chestiuni elementare și simple despre bani. Pentru că de ce să nu recunoaștem? Există printre noi oameni care la 25 de ani deja au rate și la bănci și la cămătari. Alo? La educație financiară ai învățat ce înseamnă o rată, ce e aia dobândă și de ce orice produs pe care îl cumperi în rate devine mai scump decât unul luat cu banii jos. Și uite așa afli că dacă tai cât e chel, nu înseamnă neapărat că o să chelezi și tu. Doar că el și-a făcut credit pe 30 de ani în franci elvețieni și a trebuit să-și smulgă părul din cap. Tot la materia asta ai învățat că anumite cheltuieli nu au sens în conformitate cu venitul tău și că de fiecare dată cheltuielile trebuie să fie prioritizate. Adică mai exact, ai putea să afli de ce între nou iPhone și rata de la casă trebuie să plătești rata de la casă. Ai spune că treaba asta e la mintea cocoșului, dar zic sigur că există o grămadă de oameni mult mai proști decât cocoșul ăla. Tot la materia asta ai afla ce sunt taxele și impozitele și de ce le plătim. Bine, mai târziu o să afli că le plătim degeaba în România și că singurul motiv pentru care trebuie să le plătești este ca să nu împungi pușcăria. Dar măcar afli în teorie ce ar trebui să se întâmple cu banii taxelor și impozitelor tale. Dar ai grijă că există și o parte nasoală la materia asta. Dacă se va studia educația financiară, s-ar putea să avem o generație de consumatori informați. O generație de consumatori informați care iau decizii bune în legătură cu finanțele lor este cel mai mare coșmar al tuturor băncilor din țară. Sunt sigur că există bancheri care se trezesc în mijlocul nopții transpirând, sughițând și gâfâind pentru că au avut un coșmar cum că românii nu-și mai cumpără ultimul iPhone la o oră după ce apare. Pentru că ce să vezi, nu le trebuie. Și uite așa pierde banca bani. Dar nu vrem să piardă băncile bani, nu? Mai bine pierdem noi. Că nu știm educația financiară. Educația politică ar trebui să fie o materie care să se predea în liceu, dar și în parlament, guvern și senat. Educația politică, sincer, ar curăța un pic și Facebook-ul. Pentru că, ok, poate la 15-16 ani o să pui pe net mimuri și selfie-uri de ale tale, dar la 40 de ani sunt riscuri foarte mari să dai share la propagandă rusească. Uită-te la mătușta. Sigur ai un neam care îți știe el mai bine cum e și dă share la comisarul european.info.org sau alte site-uri minunate. E, și când începi să înțelegi că dezinformarea este o metodă foarte bună de destabilizare, poate că nu o să mai dai share la rahaturi care spun că Bill Gates ne pune 5G în apa de la robinet. Dar asta e o altă discuție.
De câte ori n-ai auzit, România n-are autostrăzi, n-are spitale, n-are școli și președintele ăsta nu face nimic, domnule. Păi da, pentru că nu-i treaba lui să facă. Doar pentru că singurele nume din aparatul politic pe care le știi tu sunt Iohannis, Orban sau, mă rog, care erau înainte, Dragnea și Ponta și ăștia pe care știam, asta nu înseamnă că e treaba lor să rezolve toate problemele pe care le avem noi. Nu înseamnă că ei sunt de vină pentru tot ce nu-ți convine ție. Și sincer, îmi pare rău să-ți distrug realitatea, dar oamenii care ne afectează nouă cel mai mult viețile sunt în aparatul administrativ, nu în cel politic, că de acolo pleacă totul. Crede-mă, și dacă am avea cei mai șmecheri lideri de pe planetă, până nu schimbăm ce se întâmplă în primării și în organele de stat, de la sate încă, nu o să se schimbe nimic, că degeaba ai tu super antrenor dacă jucătorii vând meciurile. Ce încerc să spun este că pentru gropile din șosele și pentru lipsa autostrăzilor, trebuie să înjuri de sfinți persoane diferite, nu e același om de vină. Și ai ști asta dacă s-ar face educație politică la școală. Deci, cu o materie ca asta în școli, probabil am învățat cu toții de ce este important să ieșim la vot, care e treaba președintelui, care e treaba parlamentului, care e treaba primarului, cine se ocupă de ce, care e faza cu consiliul local, care e faza cu legile, care e faza cu Constituția și tot așa. Și astfel poate am conștientizat importanța votului și am învățat cine conduce România, cum conduce și ce treabă are fiecare. Dar există și la materia asta o parte nasoală. Când o să înțelegi cu adevărat cum funcționează aparatul politic, o să realizezi că de fapt avem și mai mulți incompetenți în funcții publice decât credeai tu și o să-ți dorești să pleci din țară și mai repede. Iar dacă mai devreme, când am zis asta, Parlament, Guvern și Senat, te-ai gândit, cum adică și în Parlament și în Senat? Păi Senatul nu e parte din Parlament? Felicitări, ești unul dintre cei 10% din români care știu de chestia asta. Pentru restul de 90% care n-au observat greșeala asta, pentru aia avem nevoie de educație politică în școli. Știu că există deja materia asta, dar eu mă refer la o educație civică pe bune care să te învețe cum să nu fii cocalar. Adică nu în care să-ți faci tema la matematică. Bine, dacă țelul tău în viață este să fii cocalar, poți să chiulești la materia asta și să te înscrii la Puterea Dragostei. De ce e bună materia asta? Păi fii atent! În primul rând și cel mai important, ai învăța cum să te comporți în societate. Bine, nu una noastră, într-o societate normală. Ai putea să afli că, șoc, există și alți oameni în jurul tău și că trebuie să te gândești și la ei când faci orice, practic. But why? Why would you do that? Why would you do any of that? Se spune că libertatea ta încetează când începe libertatea altuia. De-aia trebuie să fii atent și la ceilalți ce vor și ce fac. Pentru că fiecare acțiune a ta are și o reacțiune. Și reacțiunea de obicei e cu sfinți și organe și Dumnezei. De exemplu, când parchezi aiurea și blochezi cu mașina ta alte 3 mașini, gândește-te că poate mașinile alea nu erau abandonate acolo. Poate că există oameni care își doresc să mai și miște mașinile alea de acolo. Sau când dai cu bormașina la 6 dimineața într-o marți, gândește-te că poate ai vecini care și-ar dori să doarmă, că de obicei se trezesc super devreme pentru că au matinal la radio. Gură Marcel de la 6. Vedeți? La asta mă refer. Chestii de genul ăsta care ne ajută să nu fim bombardieri. Fiindcă ultima oară când un bombardier a fost util, a fost în 1945, când a distrus Berlinul. Deci partea bună la materia asta e că o să ne ajute să ne dezvoltăm ca individ și ca țară, dacă o mai fi careva să-și dorească chestia asta. Dar și materia asta are o parte proastă. S-ar putea ca unii dintre voi să-și dea seama că părinții lor sunt cam melteni, pentru că învățăturile de la școală nu prea se potrivesc cu alea de acasă. Știi cum e vorba aia? Ce iese din pisică, șoareci mănâncă. Și din păcate, ce iese din melteni, probabil face grătar pe balcon. Iată cum faci grătar cu furii, cârnați și mici. Despre subiectul ăsta am făcut un clip mai pe larg, îl vedeți aici și găsiți linkul în descriere dacă vreți să vedeți părerea mea legătură cu asta. Unii s-au prins că în ele ironie, alții nu, nu contează, cert este că ne trebuie educație sexuală în școli. Sunt aia care se opun vehement acestei materii, că probabil că își imaginează că după ora de educație sexuală, efectiv, elevii se vor apuca să facă un film porno în pauze. Că na, să aplice ce au învățat. Pentru că da, așa funcționează. În ora de istorie înveți despre Hitler și după aia în pauză te duci să anexezi Polonia. Dacă statisticile, bunul simț și programele școlare din alte școli nu te-au convins că e nevoie de introducerea orei de educație sexuală, hai să o luăm pe altă parte. Suntem pe locul 2 în lume și pe locul 1 în Europa la avorturi. Ți se pare că e un drum bun la pe care mergem? Așa, fără educație sexuală? Mai rău de atâta n-are ce să fie. Hey! Hey! Oh my God! Look out!
Dar bineînțeles, dacă vreți să căutați nod în papură, așa cum caută fetele de 15 ani teste de sarcină, puteți găsi. De exemplu, materia asta s-ar putea să ne facă mult rău și, Doamne ferește, o să cădem pe locul 2 în Europa la avorturi și ne mai scade și natalitatea. Oribil. Dar chiar vrem să ne creștem natalitatea prin mame minore care nu știu exact de unde vin copiii? Chiar vrem să avem copii cu copii? Dacă o fată crede că protecție înseamnă să închizi geamul ca să nu intre barza, e prea tânără ca să fie mamă. Pentru multă lume, educația rutieră se rezumă la dacă e roșu stau, dacă e verde trec. Dar bine, faptul că știu ce înseamnă că îmi zic mie culorile, asta nu înseamnă că eu o să fac ce îmi zic mie culorile, nu? Că nu-mi spune mie o mașină cu culori ce am voie eu să fac și ce n-am voie eu să fac. S-a înțeles? E dreptul meu dacă vreau să fiu lovit de tir, ok? Dar problemele apar atunci când oamenii ăștia care probabil n-au mai respectat culoarea unui semafor de 10 ani se urcă pe trotinetă electrică, trotinetă normală, scooter sau bicicletă și merg în trafic pe stradă cu ele. Există bicicliști care nu știu regulile de circulație, există bicicliști care știu regulile de circulație și există acei doi bicicliști care le știu și le și aplică. Mie nu mi se pare firesc să ai voie să mergi cu bicicleta, trotineta sau orice alt mijloc de transport pe stradă fără să știi cât de cât legislația rutieră. Trebuie să știi, bă, cât de cât, un semn, o prioritate, o treabă de genul ăsta. Adică eu, ca să conduc mașina pe stradă, trebuie să iau permisul. Dacă să merg pe stradă cu o bicicletă care nu mă protejează în niciun fel, dă-i drumul, nu trebuie să știi reguli, e ok, mergi liniștit, ce o să poată să se întâmple? Eu fac parte din nebunii aia care consideră că educația e mult mai importantă decât creșterea amenzilor. Și ăsta e motivul pentru care aș introduce educația rutieră în școli. Nu trebuie să înveți legislație ca la examenul auto. Bă, dar măcar cât de cât să știi și tu în mare regulile dacă circul pe stradă. Acum, dacă nu credeți că materia asta ar fi utilă, mă scuzați. Eu doar voiam să găsesc o metodă să nu mai fim țara cu cele mai multe accidente fatale pe an din Uniunea Europeană. Da, da, noi suntem. În 2018, în România, s-au produs câte 24 de accidente grave și au fost câte 5 morți pe zi. Deci, uite, putem să echilibrăm așa natalitatea. Minorele nu mai nasc, dar nici nu mai mor 5 oameni pe zi pe șoselele patriei. Singura parte nasoală dacă introducem educația rutieră este că o să le dai mai mult de muncă polițiștilor comunitari. Știu că și-au schimbat numele în poliția locală, dar parcă tot poliția comunitară sună mai adevărat. Gică, fost portar la întreprindere, actual polițist local, n-ar mai avea job dacă elevii ar învăța că trebuie să poarte cască pe scooter. Îmi pare rău să fiu ăla care îți spune, dar atunci când maică-ta îți zice să termin tot din farfurie, nu știe ce vorbește. Copiii au stomacul mic și metabolismul rapid, deci dacă ai 12 ani, ar trebui să bagi cam 4-5 mese pe zi. Dar maică-ta nu o să-ți dea 4-5 mese pe zi, deci trebuie să mănânci cam când spune ea, ce spune ea. Și de asta nutriția e o materie foarte, foarte importantă, pentru că la noi în țară nici măcar adulții nu prea știu mare lucru despre treaba asta. Și îți dai seama, dacă părinții vor să te facă să mănânci cu poftă, o să-ți facă toate poftele. Și tu niciodată nu o să ajungi acasă să-i spui lui maică-ta, mami, bagă niște broccoli la steamer, că așa o foame de lup am, să pui și niște sparanghel. Îți garantez că 90% din ceea ce-ți place ție să mănânci nu e bun pentru tine. Nimeni nu-ți spune să nu mănânci ce-ți place, dar ideea e ca alea 90% din mâncărurile nesănătoase să nu fie 90% din ce mănânci tu. Uite, de exemplu, cartoful prăjit nu e chiar atât de periculos pe cât ți-ar spune unii. Dar mănâncă-l la 7 mese pe săptămână și s-ar putea să apară problemele. Problemele n-apar când ești tânăr, problemele apar după aia, pentru că de la mâncatul nesănătos poți să pui multă grăsime viscerală, adică grăsime pe organe, și crede-mă, aia se dă cel mai greu jos. Părinții nu-ți vor rău, doar că ei nu știu care sunt combinațiile bune, ce trebuie să mănânce un adolescent, să-i mai dăm din când în când și fibre, nu doar carbohidrați, hai să dăm și proteină copilului că-i trebuie. Adică sunt niște reguli pe care dacă le-am învățat cât de cât în școală, am fi cu toții mult mai câștigați. Și uite, multe mâncăruri care sunt considerate nesănătoase, de fapt au ceva sănătos în ele. Știi că zice lumea, o, te-ai îngrășat că ai mâncat ceafă de porc. Ceafa de porc nu e nesănătoasă. Puiul nu e nesănătos. Salata de vinete nu e nesănătoasă. Dar puiul, dacă îl pui lângă cartofi prăjiți cu brânză, mai bagi și câteva felii de pâine și îl consumi de 3 ori pe zi, apar problemele. Salata de vinete, dacă o mănânci doar cu pâine albă, apar problemele. Cel mai important nu e să nu fii gras, cel mai important e să fii sănătos. Și de-aia nu-i bine nici tu ca părinte să-i faci toate poftele copilului tău, pentru că o să fie rău pentru el mai încolo. E greșit să spui, e copilul meu, îi fac toate poftele. Nu, corect e, poți să te dai și cu fundul de pământ, nu mai primești burgeri. Plus că dacă te dai cu fundul de pământ, alea se numesc genoflexiuni și poate mai slăbești un pic. Partea nasoală, dacă se introduce materia asta, este că s-ar putea să știi mai multe informații nutriționale decât părinții tăi și o să te ceri cu maică-ta, că tu nu o să mănânci tot din farfurie, de exemplu, și ea o să-ți spună, tu știi că sunt copii în Africa care n-au ce mânca și tu lași în farfurie?
Ok, mamă, și cum îi ajută pe copiii din Africa că eu sunt obez și am două tipuri de diabet? În final, aș vrea să vă spun că materiile astea nu cred că ar trebui băgate în programa școlară așa cum e ea acum, pentru că sunt deja prea multe materii. Nu consider că trebuie să mai băgăm materii ca să stea copiii și mai mult la școală decât stau acum. Faza e că pe lângă materiile astea care mie mi se pare necesar să fie introduse în școală, există momentan niște materii care se studiază și sunt complet inutile. Complet inutile pentru vremurile noastre. Și din acest motiv o să fac un clip și despre materiile astea pe care eu le consider nefolositoare și despre care cred că ar trebui scoase din programa școlară pentru că nu ne mai trebuie, nu mai avem ce face cu ele în 2020. Așa că lasă-mi și tu în comentarii ce materii ai impresia că sunt degeaba și că nu te vor ajuta cu nimic în viață. Bineînțeles, cu argumente. Nu la modul, păi matematica, că nu-mi place mie, mai înțeles? Nu. Argumentat de ce crezi că anumite materii pe care le studiezi nu sunt folositoare cu nimic în momentul ăsta. Și eu o să le adun pe toate, le bag într-un clip și l-am urcat pe YouTube ca să vadă toată lumea, pot să le arăt și părinților și profesorilor, e doar părerea mea și a unora dintre voi. Dacă vi se pare că ați rămas cu ceva informații utile după clipul ăsta, nu uitați să dați subscribe la canal, share, un like poate, mă puteți găsi și pe Instagram, mă puteți găsi și pe TikTok. Ne vedem peste tot, aici suntem. Să ne vedem cu drag data viitoare!